Carnea provenea de la animale hrănite cu iarbă. Fructele și legumele nu erau tratate chimic. Pământul era îngrășat natural cu bălegar. Nu existau îngrășăminte chimice, nu existau substanțele chimice, ierbicide, pesticide și așa mai departe. Bine v-am găsit, prieteni! În acest script vreau să mă refer la un aspect care apare din când în când în comentarii, și anume: bunicul meu a fumat și a trăit până la 90 de ani, sau bunicul meu a băut și țuică, a băut și vin și a trăit până la 90 de ani. Hai să vedem de fapt care este adevărul. Nu contest faptul, am cunoscut și oameni de la țară, oameni în vârstă care au și fumat, au și băut alcool și au trăit foarte mult, foarte mulți ani și nici n-au avut, aparent cel puțin, probleme de sănătate. Trebuie să vedem însă întregul context. Se știe foarte bine, cauza foarte multor boli cronice și degenerative este stresul oxidativ. Ce este stresul oxidativ? Este un dezechilibru între producția de radical liber de oxigen și capacitatea organismului de a-i neutraliza. Radicalii liberi de oxigen sunt substanțe care se produc în mod normal în cursul proceselor metabolice, cum ar fi respirație, efort fizic și așa mai departe. Dar, în cazul în care acești radicali liberi de oxigen sunt produși în mod excesiv, când se depășește capacitatea organismului de a neutraliza, apare stresul oxidativ, care duce la degradarea celulară, la degradarea ADN-ului, a moleculelor, cum ar fi cele de proteine, proteinele, cum ar fi lipidele, ceea ce duce în final la apariția unor boli cronice și degenerative. Unele dintre principalele surse de radical liber de oxigen sunt poluarea ambientală, fumatul, alcoolul, radiațiile ultraviolete, alimentația dezechilibrată, stresul, anumite substanțe chimice și medicamente. Stresul oxidativ, după cum am spus, poate fi contracarat de organism până la un anumit nivel. Dacă însă producția de radical liber de oxigen depășește capacitatea organismului de a-i neutraliza, apare stresul oxidativ, după cum am spus, cu acele consecințe negative la nivelul sănătății. Și acum hai să revenim la subiect, să vedem cum trăiau bunicii și străbunicii noștri comparativ cu modul nostru de viață. Hai să ne uităm la hrană. Atunci, la țară, se consuma numai hrană naturală. Carnea provenea de la animale hrănite cu iarbă. Fructele și legumele nu erau tratate chimic. Pământul era îngrășat natural cu bălegar. Nu existau îngrășăminte chimice, nu existau substanțele chimice, ierbicide, pesticide și așa mai departe. Oamenii beau în general lapte de capră, care este cel mai sănătos lapte. Nu consumau zahăr, pentru că nu se găsea și acel puțin zahăr cât se găsea era foarte scump. Deci ei nu mâncau zahăr. Nu consumau ulei de floarea soarelui, care este un ulei cu acțiune proinflamatorie. Nu se găsea sau se găsea în cantități mici și costa ceva. Omul avea pe lângă casă animale, consuma untură de porc, consuma seu de oaie, de vită, mult mai sănătoase. Și nu mai vorbesc de faptul că proveneau de la animale care se hrăneau cu iarbă. Iarba era naturală, era bogată în antioxidanți, iar acești antioxidanți ajungeau în carne, ajungeau în lapte și de aici în organismul bunicilor și străbunicilor noștri. Hai să vedem aerul cum era. Aerul era curat, nu exista poluare, nu existau substanțe chimice care să polueze aerul. Apoi, în ceea ce privește modul de alimentație, fără să știe, fără să vrea, oamenii țineau post intermitent, adică mâncau de cel mult 3 ori pe zi, nu ronțăiau toată ziua, nu mergeau la frigider din sfert în sfert de oră să mai ciugulească câte ceva. Munceau fizic, munceau în aer liber, erau expuși la soare. Apropo, asta, deci, vitamina D, care este un puternic antioxidant, deci sub acțiunea soarelui se sintetiza în piele. Vitamina D stimulează imunitatea, are un rol esențial în imunitate. Nu exista stresul de astăzi, deci oamenii atunci nu aveau acest stres. Dormeau bine, se culcau de vreme, era și expresia, se culcă odată cu găinile. Și nu stăteau în cluburi până la 3 dimineața, în fum, în zgomot, consumând tot felul de alcool, mâncând aiurea și așa mai departe. Chiar și țigările pe care le fumau, deși, sigur, tutunul nu este bun, dar chiar și acele țigări erau
tutun netratat cu tot felul de substanțe chimice, cum ar fi astăzi. Alcoolul pe care îl beau era alcoolul pe care îl făceau ei din fruct, din struguri. Nu puneau zahăr. Țuica se făcea din prune curate, nepoluate și așa mai departe. Alcoolul, du-te astăzi la supermarket și iei un vin. Vezi că scrie pe el că are sulfit, are nu știu ce, tot felul de substanțe cu care este tratat ca să îi crească durata de viață. Deci chiar și în aceste alimente, ei nu mâncau alimente procesate. Noi astăzi mâncăm extrem de multe alimente procesate, tot felul de aditive alimentare. Nu mai vorbesc de faptul că au zahăr aceste alimente, dar au chiar substanțe chimice, acele euri, coloranți, conservanți, potențiatori de gust și mai știu eu ce. Deci ei mâncau o hrană naturală. Deci radicalii liberi, singurele surse de radicali liberi ale lor erau fumatul și alcoolul. Dar în rest nu erau alte surse de radicali liberi, ci în plus obțineau foarte mulți antioxidanți din hrană. Hrana era naturală, repet, de la animale care consumau iarbă, iarba avea antioxidanți. Și antioxidanții aceia ajungeau în organismul lor. Nu aveau stres acei oameni. Deci stresul este un foarte important producător de antioxidanți. Deci ei, pe de o parte, sursele de antioxidanți erau limitate la tutunul respectiv și la alcool, dar aveau foarte mulți antioxidanți. Așa că atunci când îți aprinzi o țigară sau iei un shot de tequila într-un club, fiind liniștit, lasă că străbunicul a făcut același lucru și a trăit 90 de ani și n-a avut probleme, eu zic să te mai gândești odată. Vrei să n-ai probleme ca bunicul? Atunci du-te și adoptă integral stilul de viață al bunicului. Pentru a avea o șansă să trăiești până la 90 de ani. Nu mai vorbesc de faptul că nici atunci la țară nu toți fumătorii și băutorii ajungeau la 90 de ani fără probleme. Dar dacă vrei să ai o șansă în plus, du-te la țară, muncește pământul, ai grijă de animale, într-un cuvânt, adoptă integral stilul de viață al bunicului. Nu te consola cu gândul, bunicul și străbunicul au fumat, au băut, au trăit 90 de ani, deci nu există niciun pericol pentru mine, am zestre genetică bună. Nu, pentru că noi trăim într-un mediu poluat din toate punctele de vedere. Poluat atât la modul propriu, dar poluat și cu stres. Există foarte mult stres, iar acest stres este, repet, foarte important. El duce, de ce din ce în ce mai mulți tineri suferă de boli cardiace, de exemplu? Auzim de tineri care au făcut infarct sau accident vascular cerebral. Auzim de tineri care pur și simplu s-au prăbușit din picioare, deși nu se știau cu nicio problemă de sănătate. De ce cancerul apare la vârste din ce în ce mai tineri? De ce chiar boala Alzheimer apare la vârste din ce în ce mai tineri, care înainte nici nu se pomenea așa ceva, da? Din cauza modului nostru de viață. Așa că eu zic că dacă putem să eliminăm din acești factori de risc, ar fi bine să eliminăm. Iar fumatul și alcoolul sunt doi dintre principalii factori de risc. Nu avem, avem pur și simplu un dezechilibru prea mare între radicalii liberi de oxigen, între producția de radicali liberi de oxigen și antioxidanți. Și în felul acesta apar toate aceste boli. Așa deci, vrei să trăiești ca bunicul până la 90 de ani? Adoptă-i stilul de viață. Și corpul tău îți va mulțumi. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri.